Tehnologia schimbă vieți și dă speranțe persoanelor cu dizabilități. Studenții români înscriși la Imagination Cup, competiție internațională care stimulează spiritul antreprenorial, au proiectat un dispozitiv high-tech ce permite nevăzătorilor să meargă fără ajutorul altor persoane sau a câinilor specializați. Lumen permite navigarea, comunicarea, citirea și obținerea de informații referitoare la mediul înconjurător. La o altă categorie, trei tineri din Cluj au imaginat o modalitate originală de recuperare a persoanelor care au suferit accidente vasculare și paralizii. Ideile lor sunt în curs de brevetare. Ideea în principal consistă într-un sistem de ajutare a persoanelor oarbe, persoane nevăzătoare. Constă într-un senzor tridimensional ce poate să înțeleagă distanțele obiectelor din față, exact ceea ce face și ochiul uman. Ochiul principal, funcția ochiului uman nu este să vadă culoare, ci să înțeleagă distanțele ca să știe că este un obiect acolo, un obiect acolo, un obiect acolo. Folosim un senzor asemănător, un asemănător văzului uman, numai că tehnologic, preluăm datele la senzor și le transmitem persoanei nevăzătoare prin niște motorașe ce sunt plasate pe frunte. Aceste motorașe vibrează. De exemplu, dacă am un obiect aici, motorul ce se află aici va vibra cu intensitatea ce corespunde cât de aproape este obiectul. Dacă e foarte aproape, vibrează tare, dacă e departe, vibrează încet. Și ce se întâmplă într-un sens mai mare? Am pe cineva în față, o să simt în față persoana. Dacă am un obiect acolo, să-l simt, un obiect acolo, îl simt. Și astfel, cu câteva ore de folosire, o persoană nevăzătoare poate să înțeleagă cât de cât cum arată lumea în fața sau chiar și în jurul său. De exemplu, trebuie doar să pun cartea în față, să apăs un buton și va începe să-mi citească ceea ce vede. Cum se realizează acest lucru? Nu este un sistem foarte complicat, un sistem ce există de foarte, foarte mult timp. Pur și simplu se face o poză și acea poză este procesată pentru a căuta caractere. Acest se adaugă și un sistem audio pur și simplu le citește și transformă textul în audio. Într-o situație în care persoana nevăzătoare nu înțelege ce se întâmplă sau sistemul nu poate să-l ajute să înțeleagă ce se întâmplă, apasă un buton, camera face o poză, această poză se pune pe un site pe care oricine poate să-l acceseze. Acolo, pe site, o persoană care înțelege poza o descrie, apasă butonul de trimitere, descrierea se întoarce la sistem și sistemul citește descrierea utilizatorului. Practic, închiriem un ochi uman de persoane nevăzătoare când are nevoie. Domeniul acesta medical începe să fie foarte tare adresat de către soluții și tehnologii digitale. Asta e un fapt îmbucurător. Să știi că există tehnologii care îți asigură un tratament mai ușor la un tratament împotriva cancerului. Sau să știi că există soluții de recuperare în cazul unor accidente vasculare. Ceea ce vedem astăzi este abia începutul unei ere, chiar cred că nu e un cuvânt prea mare, unei ere în care soluțiile acestea digitale vor juca un rol important în sănătate. Revenind la întrebarea dumneavoastră, ce credem că de aici în mai departe este mai ales valoros este ca acești tineri să primească mentoring, să primească sprijin de la specialiști din segmentul medical. Și asta am văzut-o în trecut cu echipe cum ar fi Medical Interactive Recovery Assistant, pe scurt MIRA, o soluție care tot așa a câștigat etapa națională de Imagine Cup și astăzi furnizează soluții de recuperare bazate pe sensorul nostru Microsoft Kinect pentru un public țintă din Marea Britanie. Ce a contat pentru ei și sprijinul oferit de Microsoft a fost o validare a faptului că ideea merită, are potențial, după care au intrat în joc mentori cu background medical,
și mentori care pot să aducă finanțare și alte forme de sprijin non-tehnologic în ecuația, astfel încât această idee simplă, acest produs în stare pilot, să aibă o șansă de materializare și de valorificare în industrie. Este o aplicație care urmărește să ajute în recuperarea pacienților care au suferit un atac cerebral sau o tumoare, o lovitură la cap, lucruri care au dus la pierderea mișcărilor faciale. Practic, oameni care trebuie să reînvețe să vorbească, urmărim să-i ajutăm prin aplicația noastră. Prin intermediul Kinectului, cu care vrem să detectăm mișcările feței, vrem să oferim oamenilor o modalitate virtuală de a exersa exercițiile pe care în mod normal le-ar face cu un logoped sau acasă privindu-se în oglindă. Lucru care este traumatizant și este greu de acceptat din punct de vedere psihologic pentru cineva care a fost obișnuit toată viața să vorbească, spre exemplu, și dintr-o dată și-a pierdut această capacitate. Practic, oamenii refuză de cele mai multe ori să facă aceste exerciții tocmai din cauza că le este greu să se privească și să vadă, să accepte situația în care au ajuns. Și atunci, practic, aplicația noastră este o soluție oarecum virtuală la această problemă și urmărește să le ofere oamenilor un mod mai atractiv, mai puțin traumatizant de a face aceste exerciții. Imagine Cup pentru telespectatorii noastre este una dintre cele mai populare competiții pentru pasionați de tehnologie, pentru tinerii pasionați de tehnologie. Îl desfășurăm acest concurs pentru a 12-a oară. Avem circa 8.000 de tineri români, studenți români participanți în acești 12 ani în competiție și în fiecare an am fost inspirați de lucrările, de inovațiile cu care au venit în acest concurs. Imagine Cup, în primul rând, este o oportunitate. E o temă care îți permite ție, ca student pasionat de tehnologie, să propui idei, soluții care inovează. Este un context de competiție național, regional și mai apoi la nivel global, care din nou știm că stimulează. Îi stimulează pe studenții noștri. După aceea, diferite forme de sprijin, de la acces gratuit la tehnologie, la forme de mentoring, la traininguri de soft skills pe care noi și cei din industriile le oferim acestor studenți. În esență, nu este doar o singură tactică întrebuințată, ci este un set mai complex de programe care îi ajută, încă o dată, de la pasiune și de la idee, cu drumul cel mai scurt spre performanță. Trăim într-o țară în care capitalul uman este extraordinar. Și capitalul uman, potențialul tinerilor pe care îi cunoaștem în școli, în facultăți de tehnologie, este incredibil. Ce credem că este necesar într-un astfel de context este crearea de oportunități care să asigure sub practici, sub forma unor practici de educație non-formală, sub forma unor programe de mentoring, de coordonare și orientare, drumul cel mai scurt de la pasiune spre inovație și spre impact cu aceste tehnologii. În esență, cam despre asta e vorba când ne uităm la programele noastre educaționale și modul în care le centrăm pe tineri. Creare de oportunități, creare de competențe, creare de rețele prin care să beneficieze de suport din industrie, să beneficieze de informații disponibile acolo, astfel încât să scurtăm drumul până la performanță. Așa cum am reușit să testăm chiar astăzi cu ei, vedem că principalele beneficii pe care ei le primesc sunt acea satisfacție că o idee se regăsește sub forma unui produs sau serviciu de care mai departe consumatorii sau business-urile se pot folosi. Asta este prima lor satisfacție legată de participarea în Imagine Cup. 2.
e un soi de recunoaștere. Participi într-o competiție pentru că în final vrei să dovedești că ești printre cei mai buni, dacă nu cel mai bun. Și recunoașterea aceasta, fie că vine vorba din partea Microsoft sau din partea unui ecosistem, este foarte importantă, pentru că, să nu uităm, sunt tineri aflați la începutul carierei lor și au nevoie de încurajare, au nevoie de imbold pentru a performa mai departe. 3. Sunt beneficii materiale. De la participarea într-o finală în Redmond, în campusul nostru din state, în iulie, la premii semnificative în bani de câteva milioane de dolari pe care le punem în joc în ediția din 2014. Imagine că e o competiție despre tehnologie, inovație și antreprenoriat. Avem exemple de succes în România de oameni care au intrat de timpuriu în această competiție, studenți fiind în anul întâi, unii chiar și din liceu, au luat contact cu tehnologia, au luat contact cu mediul de afaceri, au învățat cum trebuie să se prezinte în viața reală. Cumva s-au lovit de greutățile vieții reale de timpuriu, lucru care i-a ajutat să ajungă în momentul de față să fie oameni de succes în România, să aibă companii proprii, să facă multe milioane de euro, să fie oameni angajați în companii mari gen Microsoft și să aibă expunere, pentru ca ulterior, cu expunerea asta, să devină modele pentru generația care acum e tânără.